Gata, am revenit, s-a dus votul, am votat, sperăm noi și cu sufletul, dar și cu mintea. Suntem la podcast Generația lui John. În fiecare luni ne reîntâlnim pentru că avem invitați care influențează comunitatea și care au ceva de spus și ne bucurăm tare mult de fiecare dată când îi prezentăm. Alături de mine, în această zi minunată, este Agata Toma. Agata, bine ai venit în emisiune! Bine te-am regăsit, mă bucur tare mult că ne reîntâlnim cu această ocazie. Bine, ne reîntâlnim după ce pandemia ne-a schimbat foarte, foarte tare. Da? Ne-am Așa văzut este. acum câtă vreme? Un Anul an? trecut. Anul trecut. Vezi, deci ne vedem o dată pe an și vedem O care ne dată pe sunt an. schimbările. Suntem într-un alt format de podcast, unde cunoaștem mult mai bine invitatul și realizatorul vorbește mai puțin, că mi s-a spus că vorbesc prea mult. Așadar, zi-mi despre tine pe scurt, ca să ne facem o idee. Despre mine. Mă numesc Agata Toma, am 26 de ani, sunt un om simplu, un om modest, așa cum mă știi. De mic am cochetat cu tot ceea ce înseamnă artă, muzică, teatru, dans, modeling. Sunt o mare iubitoare de animale, sunt iubitoare de frumos și restul îmi place să-i fac pe oameni să mă descopere exact așa cum sunt eu. Când mă uit pe online, văd o imagine frumoasă despre tine, Mulțumesc! o imagine care e atât de curată încât mă tot întreb ce se întâmplă, cine este de fapt și de drept Agata Toma. Dacă ar fi în trei cuvinte să te descrii, care ar fi acelea? Simplă, modestă, optimistă. Ai învățat să fii simplă? Nu cred că este un lucru care se învață. Pur și simplu așa am fost crescută și mă compor ca atare. Miss România 2014, Da? o titulatură pe care o să o ai toată viața ta, adică mergi în față cu acest Miss, e important pentru tine? Este foarte important. Este o experiență care mi-a adus multe lucruri benefice carierei mele. O experiență care va cântări tot timpul în CV-ul meu și mă bucur că am trăit această experiență. Când te uiți în jurul tău, când privești ecranul telefonului și intri pe aceleași aplicații pe care intrăm cu toții, adică pe Instagram, pe Facebook, așa cum suntem acum, Îi salutăm cu drag cu mare drag îi pe salutăm, toți cei care ne urmăresc. pe TikTok. Nu am TikTok. Nu ai TikTok încă, deși l-am dat, cred că va veni și această vreme. Nu știu. Și urmărești prietenii, urmărești oamenii care sunt acolo și sunt din ce în ce mai populari. Ce simți? Cum ești tu în legătură cu această poveste care se întâmplă în mediul online? La ce anume te referi mai exact? La tot ceea ce vezi acolo, la toată popularitatea, la toată nebunia, la tot fluxul de informație. Nu știu ce să spun despre Adică ești acest încântată? subiect. E o poveste frumoasă? Cu toții vedem tot felul de povești. Unele reale, altele mai puțin reale. Unele pe care le credem cu toții, altele pe care refuzăm să le credem. E despre simplitate? Depinde. De la caz la caz. E despre cât de superficiale am ajuns să fim pentru o goană după like-uri? Nu doresc să comentez lucrul ăsta. Uite, asta mi se pare interesant, că poți să reziști la final de 2020 și să nu răspunzi unor întrebări la care oricum nu mă așteptam să-mi răspunzi, sincer zic. Nu doresc să cataloghez pe absolut nimeni, în niciun fel. Învață-mă și pe mine Fiecare să fac este asta. liber să facă ceea ce consideră de cuvință, atâta timp cât își asumă ceea ce face. Deci să ne asumăm. Exact, întotdeauna. Deci asta trebuie să învățăm, să ne asumăm. Și să fim sinceri și deschiși cu noi înșine, în primul rând. Cum fac asta? Cum să reușesc să fiu sincer cu În mine? mod natural. Așa. Și dacă mă sperii de ceea ce aflu despre mine sau despre ceea ce formulez atunci când sunt sincer. Să ne speriem și dacă avem motive să ne speriem, înseamnă că avem ceva de schimbat la noi și trebuie să lucrăm în sensul ăsta. Cum te-a prins pandemia? Cum a prins pandemia? În mod surprinzător. Nu te așteptai. Nu mă așteptam. Ai avut, nu știu, o perioadă de o săptămână, două, în care ți-ai făcut gânduri negre. Cu siguranță, la un moment dat ne-am pierdut cu toții optimismul. Cu siguranță acea perioadă a fost mai mare de 2 săptămâni. Însă, așa cum am spus la începutul emisiunii, eu sunt genul de persoană care încearcă tot timpul să fie cu zâmbetul pe buze și să vadă partea plină a lucrurilor. Poate această pandemie ne-a apropiat mai mult pe noi ca oameni să învățăm să apreciem mai mult familia, să învățăm să apreciem mai mult persoanele dragi.
să apreciem ceea ce înainte probabil nu conștientizam. Adică avem nevoie de, nu știu, o palmă de asta dură din partea vieții, divinității, nu știu cine pune toate aceste opreliști în calea dezvoltării noastre ca să ne trezim. Da. Ne-am trezit? Cel puțin asta îmi doresc. Tu te-ai trezit? Eu m-am trezit. Să erai trează de dinainte? Eram trează de dinainte. Uh-huh. Bun, nu vreau să intrăm în zona politicului, pentru că nu facem un podcast politic. Mai bine, oricum eu sunt un om apolitic. Dar, vis-a-vis de prezența la vot, ai fost la vot? Am fost la vot. Perfect, deci ești un cetățean model, parte din această societate, ți-ai exprimat votul, felicitări, serios, chiar felicitări. Dar ce părere ai de faptul că doar o treime din societatea românească cu drept de vot s-a prezentat la vot? Da, este un alt subiect delicat. Poate asta implică lipsă de responsabilitate, de spirit civic, sau poate pur și simplu este teama. Teama de COVID sau... Deci nu este un semnal de alarmă că suntem la fel de amorțiți ca înainte de pandemie? Părerile sunt oricum împărțite, iar eu, cum am spus mai devreme, nu pot comenta în numele altor cetățeni. Dacă nu te-ai fi dus la vot, care ar fi fost motivul? Nu știu, probabil mă simțeam foarte rău. Ah, okay. O problemă foarte gravă de sănătate. În rest, te-ai fi dus de fiecare dată? Cu siguranță. Uite, asta e un model de, neapărat să dai copy-paste, ci să înveți ceva din ceea ce oamenii spun. Pentru că am prieteni cu care am vorbit, prieteni foarte mari de vârstă, și mi-a zis, bă, nu mă duc la vot. Și zic, cum să te duci la vot? Du-te la vot, fă ceva și du-te la vot. Măcar că pui ștampila pe toată lumea. Bun. A început pandemia, ai stat 2-3 săptămâni într-o zonă mai puțin plăcută. Când ai început să te reîntorci la noua sau viitoarea Agata Toma? Să știi că în toată această perioadă pandemică nu am stat degeaba. Eu sunt o fire foarte implicată în cât mai multe activități și efectiv nu pot sta locului, să spun așa. Da, cu toate că pandemia ne-a afectat pe toți, mai cu seamă sfera artistică, sfera din care provin, pot spune că am fost implicată în multe proiecte și activități care mie personal mi-au adus multe avantaje profesionale și personale. Hai să începem, mai că m-ai făcut curios așa, serios. Adică dacă îmi spui că tu în plină pandemie n-ai stat degeaba, n-ai stat locului, da, au fost multe deși știi cum e, mesajul a fost stai acasă, cumva stai locului, potolește-te, nu mai ieși din casă, după ora 23 acum stai în casă, n-ai voie să te plimbi așa fără declarație. Au fost activități asumate și făcute în mod responsabil. Responsabil, asumat. Deci mie mi-este rușine să formulez anumite întrebări vis-a-vis de conversația asta, pentru că răspunsurile tale sunt foarte, 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 cum să spun, dragi. Adică e o conversație de bun simț unde, băi, n-am voie să pun orice întrebare, că e lipsă de respect. Care e primul proiect pe care ți-l amintești din pandemie? Primul proiect. Înainte de toate am să încep, îți voi mărturisi o bucurie. Așa. O bucurie să fac parte dintr-o familie bine închegată, o formulă foarte frumoasă, aceea a asociației culturale Georgian Design și Artiștii. Prin organizarea de spectacole de muzică se promovează un proiect cu numele Fusion, muzică pop, muzică clasică românească și latinoamericană. Proiectul a fost înființat în martie 2018, iar în 2019 a fost înregistrat la USIM cu marcă proprie. Alături de mine, din acest proiect, fac parte artiști dragi, maestrul Adrian Daminescu, Radu, Iana Novac și mulți alții. În această formulă am avut multe evenimente și urmează să susținem un concert live la Sala Radio. Avem parteneriat cu aceștia, cu orchestra Big Band. Îi avem la bagheta dirijorală pe maestrii Andrei Tudor și tatăl său Ionel Tudor. Reprezentanta acestei asociații este buna mea prietenă, Constanța Rătoi. La îndrumarea acesteia
În urmă cu câteva săptămâni am mers în Comarnic la studioul de înregistrări al îndrăgitului compozitor Marius Cristi Popa. Marius Cristi Popa a scris muzică pentru mari artiști ai muzicii ușoare românești. Inițial am dorit doar să imprim câteva piese și de aici s-a născut o frumoasă colaborare care reprezintă un punct important al carierei mele. Mă bucur de susținerea și aprecierea acestuia. Mi-a încredințat o piesă, se numește Lacrimi. Este melodia de suflet a prietenei mele, născută dintr-o poveste de dragoste. Este o piesă în prima audiție în repertoriul meu, a fost reorchestrată special pentru mine. Versurile îi aparțin celebrei poete, doamna Carmen Aldea Vlad. Muzica lui Marius mă inspiră, mă motivează, mă reprezintă ca artist. Urmează alte proiecte. Prefer să nu dezvălui mai mult. Mi se pare că la tine n-a fost pandemie. Știi că suntem în pandemie. Te rog. Mie mi-a mers bine. Observ. Nu neapărat din punct de vedere al bănetului, să spunem așa, ci din punct de vedere al satisfacțiilor personale și profesionale. A fost o deschidere pentru tine pandemia, adică un soi de oportunitate? Da, exact. Un soi de oportunitate. Un alt proiect pe care l-am avut anul acesta, alături de un alt om minunat, alături de Eddie Van Mix, DJ producer, a studiat școala de producție la Roma. Am lansat alături de Eddie, Radu și George Chiosea single-ul Lara Son de Mi Vida, o piesă dinamică, ritmată, antrenantă. Am filmat videoclipul în câteva locații deosebite, am voie să le menționez. Hai să încercăm să vedem dacă ai voie sau nu. Pe iaht la Limanul și în Mamaia la Club Louvre. Așa. Alături de Eddie și Radu urmează să lansăm o altă piesă cu un alt specific muzical total diferit față de ceea ce am prezentat publicului până acum. Este surpriză. Și de asemenea, alături de Eddie, George Chiosea și Nicolae Ion, am pus bazele unui proiect muzical balcanico clubbing oriental. Asta ai făcut în toată viața sau? Nu, nu. În ultimele luni. În ultimele luni ai făcut asta? În ultimele luni. Ai avut un înger păzitor care a zis, mai acum e momentul sau? E posibil și asta. Eu cred că Dumnezeu lucrează prin oameni și oamenii apar în viața ta la momentul potrivit. Îi atragem cumva în viețile noastre? Îmi doresc să atrag acest gen de oameni care să mă susțină necondiționat și să-mi fie alături și să-mi aprecieze în mod sincer și onest munca. De asemenea, la îndrumarea unei alte prietene de suflet, Iulian Stase Lehonski, am bifat o nouă experiență în CV-ul meu. Așa? În urmă cu 3 săptămâni a avut loc live, finala unui concurs internațional desfășurat în Mexic. Concursul a început încă din vară, au participat peste 200 de concurenți. În fiecare săptămână ni se atribuia câte o piesă pe care trebuia să o învățăm în timp record, uneori chiar în 2 zile. Am interpretat aproape toate genurile muzicale, chiar și operă, cu toate că eu nu mai cântasem acest lucru până la momentul respectiv. Am reușit să mă clasez pe locul al doilea, iar în urma acestei colaborări am cunoscut artiști, interpreți și compozitori cu care urmează să am diferite colaborări muzicale în 2021. Și de asemenea, acum, la finalul anului, urmează să susțin un interviu în limba spaniolă pentru un post de radio foarte cunoscut din Mexic, unde voi vorbi despre România și voi promova principalele atracții turistice ale țării. Gata? Ești aici? Ești cu mine? În carne și oase. Wow! Stai un pic. Deci ai spus că ai avut un concurs în Mexic, dar presupun că a fost ceva online, pentru că e cu pandemia. Online, da. Iar și finala s-a desfășurat live, respectiv orele 21 în Mexic, ora 4 dimineața la noi în România. Asta e dezavantajul unora și avantajul altora. Da. Și zi-mi asta cu proiectul practic internațional unde tu promovezi România. Zi mai multe, că asta e o chestie pe care putem să o propagăm, putem să-i dăm share, putem să le spunem prietenilor. Producătoarea emisiunii respective de radio m-a văzut în cadrul acestui concurs, m-a plăcut, iar la finalul acestuia mi-a propus să colaborăm și eu să susțin un interviu live despre România, să
Ce vrei să spui despre România? Zi-mi ceva frumos despre ea. Îți mărturisesc că încă nu mi-am pregătit materialul. Hai să începem. Agata, hai să începem cu Ploieștiul. Te rog frumos, dacă ești pusă într-o situație de promovare a orașului, poate din aceste materiale se inspiră și primăria orașului Ploiești și consiliul local și județean, de ce nu? Ce? Mi-ar plăcea să avem susținerea. Păi, Doamne ajută, de-aia punem niște checkpoint-uri ca să ne audă oamenii ăștia. Ce-i promova? Cu siguranță atunci când va avea loc acest interviu. Ce aș promova? Uh-huh. Cultura, tradițiile, porturile noastre, gastronomia specifică românească, atracțiile turistice. Dar în Ploiești, e ceva care te atrage foarte tare? În Ploiești. Avem atâtea monumente demne uh-huh. care trebuie să le facem cunoscute. Eu mă gândeam la faptul că sunt mulți oameni care stau în orașul acesta, dar nu știu că este primul oraș industrial la nivel mondial. Și te duci la ei și le spui chestia asta și ei îți spun, hai mă, las-mă că n-are cum să fie așa. Sau orașului Cebei. Da, aici e deja mai multă poveste legată de cultură, dar un pic de Wikipedia, un pic de informare nu strică pentru nimeni. Mai ales dacă informarea vine prin tine apoi, Doamne ajută, poate mai aud oamenii de noi și după pandemie facem un pic de turism. Și în Ploiești, da? Adică Muzeul Ceasului, Muzeul Petrolului, Muzeul de Istorie. Avem multe chestii pe care le putem promova, dar ne place nouă să credem că suntem doar orașul de tranzit. Uite, vezi, poate oamenii vor pune mai mult accent pe informarea prin oameni simpli și frumoși. Doamne. Apropo de frumos, te rog, în contextul ăsta de final de 2020, hai să schimbăm un pic noțiunea pe care o știm cu toții a cuvântului frumos și să-mi spui tu ce înseamnă să fii frumos în anii ăștia. Ce înseamnă să fii frumos? Da, este o întrebare de meditație. Frumos. Nu știu, frumosul îl regăsim peste tot. În oameni, în natură. Frumosul depinde de noi. Noi trebuie să știm să ne facem viața mai frumoasă și să vedem frumosul dincolo de aparențe. Și dacă am învățat să ne creăm doar aparența? Nu trebuie să fim reali. Să fim reali. Mă blochez uneori în interviul ăsta. Și tu pe mine. Nu, da, mă. E bucățica aia în care încerc să aloc mai mulți neuroni pentru o sarcină, știi? Și nu-mi dau seama că, ok, avem cum să facem asta? E doar o poveste? Sau punctual, dacă am un job de luni până vineri, 8 ore de program și în weekend cu chiu cu vai mă gândesc că trebuie să rămân în oraș, să ajung acasă la 9 sau să fac piața până la 9, să-mi fac curățenie și toate nebunile, care e frumosul din povestea asta? Probabil dacă faci ceea ce îți place. Uh-huh. Și dacă oamenii care ne urmăresc sunt mulți dintre ei și fără pasiune în jobul lor, cum îi ajutăm? Cum le sugerăm să facă ceva, să ajungă la cel frumos? Oamenii trebuie să-și urmeze calea proprie în viață, să facă ceea ce le place, ceea ce îi reprezintă. Cu toate că mulți nu au această posibilitate. Crezi că e vorba de posibilitate sau de frica de a face acel ceva? Nu știu, cred că depinde de la caz la caz. Mm-hmm. În cazul tău? În cazul meu, eu de mică am făcut ceea ce mi-a plăcut. Deci ai avut un noroc. Această latură mm-hmm. umană, latură artistică. Poate că se uită oamenii la noi și spun, nu știu, probabil domnișoarele se uită și spun, aș vrea să fiu precum Agata Toma. Tu ce le zici? Le mulțumesc pentru aprecieri. Mm-hmm. Eu nu mă consider neapărat un model. Te considerăm noi că de aceea ești aici în acest mulțumesc. Podcast. Eu încerc să fac lucrurile cât se poate de profesional, mm-hmm. în mod cinstit și cam atât. Mai trebuie, nu știu, cred că vreo 20-30 de ani de timp pe care să-l învățăm cu toții ca să ajungem la oameni de genul tău mult mai des. Când zic de genul tău, adică să se bucure din lucruri mărunte, dar care de fapt înseamnă foarte, foarte mult pentru fiecare dintre noi. E o goană acum după a face cât mai mulți bani, după probabil a face primul milion de euro, de ce nu? Există această idee implementată mai ales în mintea tinerilor. Ce crezi? Ce părere ai despre asta?
Da, este alegerea lor, însă niciodată nu trebuie să ne, să ne neglijăm sănătatea în această goană după bani. Niciodată nu trebuie să neglijăm timpul prețios pe care ar trebui să-l petrecem alături de oamenii dragi. Trebuie oarecum să îmbinăm această balanță. Așadar, ești de acord. E de bine. Ai pronunțat un cuvânt cheie pe care sper să-l avem mai des și în podcast, dar mai ales în luna decembrie acum, care pentru că familie. Familie. Ești atent la detalii. Familie. Ai spus familie și ai spus așa cu poftă. Adică era un cuvânt concentrat și important pentru tine. Părinți plecați în străinătate sau care s-au despărțit sau care nici măcar n-au existat vreodată în viața tinerilor. Părinți care nu știu ce sunt aia copii sau copii care nu știu dacă părinții au vreo legătură, dacă a existat vreodată ceva. Cum ajungem din nebunia asta undeva într-un punct concentrat numit familie? Cum ne revenim? Întrebări capcană. Nu știu să-ți răspund. Eu am făcut parte de mică dintr-o familie foarte unită, foarte bine. Care e rețeta? Zi-mi rețeta. Nu există o rețetă. Nu există o rețetă. Dacă membrii familiei sunt uniți și se iubesc și se respectă, cred că asta este de fapt acest secret despre care vorbești tu. De secretul e că e foarte greu. Nu, e foarte simplu și e foarte natural. Adică ce-ți spun eu este că tu ai foarte multe aturi. Mulțumesc. Cărora de care noi nu putem să ne folosim pentru că noi nu le avem, nu pe toate. Și când zic noi, poți să mă gândesc și la mine, poți să mă gândesc la orice alt exemplu al unui om care zice, da, vreau să fiu și eu, îmi doresc să fiu și eu așa, sau îmi doresc și eu familie, însă nu există, nu se poate. Asta vreau să spun, cum îl deblochez? Ce îi spune tu unui om? Că vine un om și spune, măi, ia gata, eu te-am văzut pe tine la TV, te-am văzut într-un podcast. Ajută-mă. Poate acest blocaj pleacă și de la faptul că persoana respectivă își impune anumite stereotipuri în minte. Și de aici se produce acest blocaj. Poate ține și de psihicul fiecarei persoane. Știi de ce te întreb toate aceste lucruri? Pentru că eu sunt convins că tu ai această capacitate de a da răspunsuri. Și chiar ai această capacitate, doar că în același timp am o vagă impresie că ți-e teamă să spui. Știi că oamenii zic, păi nu, că nu e bine nu sau... Nu este vorba de teamă, eu încerc să răspund doar întrebărilor care mă vizează pe mine, în dorința de a nu cataloga pe cineva în mod greșit și de a nu deranja pe absolut nimic. Deci fără cancan, fără nimic, fără bârfă. Nu-mi plac știrile de acestea fără... și nu mă reprezintă absolut. Fără părelologi pe lângă noi, fără oameni care doar își pierd timpul pentru a mai produce un pic de zgomot. Tu vrei să fii muzică. Tu ești muzică în viața asta. Spune-mi ce n-ai face niciodată în societatea în care trăim. La ce spui nu de obicei? Spun nu minciunilor. Spun nu compromisurilor, cu vehemență chiar. Și nu-mi place să mă înconjur de oamenii falși. Ok. E denotat. Și ai spus trei lucruri, practic. Mai ales asta. Cum ne dăm seama care sunt oamenii reali și care sunt oamenii falși? Prin acțiunile lor, cu toate că există și buni actori. Păi de asta, că sunt falși pentru că știu foarte bine să mimeze. Însă la un moment dat adevărul iese tot timpul la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Dar vezi că noi trebuie să ne mai punem și niște o pereche de ochelari ca să vedem adevărul. Că nu mai credem. Puțin mai vigilenți. Înțeles. Cel mai mare vis al tău? Mai mare vis al ce scop ai tu? Ce vrei să faci mai târziu? Că ești foarte tânără, ești la început de drum, ai o grămadă de acțiuni într-un timp foarte scurt. În primul rând vreau să fiu sănătoasă, eu, familia mea, persoanele dragi. Și încă de mică, până în prezent, lucrez la visurile mele. Îmi doresc să ajung cât mai sus din punct de vedere profesional. Muncesc la asta în mod cinstit, onest, cum ți-am spus. Ce visuri mai am? Mi-aș dori să nu mai existe oameni bolnavi, oameni cu situații financiare precare. Mi-aș dori să existe mai multă bunătate și înțelegere între oameni și să trăim într-o lume mai bună. Și vis-a-vis doar de tine?
vis-a-vis doar de mine, cum am spus, să fiu sănătoasă și să ating. Care e limita? Cum descrii limita aceea? Nu descriu, nu pun o limită anume. Eu pur și simplu las destinul să mă surprindă. Da, e o planificare? E o planificare în acest sens? Această planificare a fost de mică, nu? Adică tu nu vrei să ne spui, de fapt tu nu vrei să ne spui visul tău cel mai mare, pentru că lucrezi la el și vrei să nu fie... Lucrez la el și hai să spun că îmi doresc să surprind oamenii la momentul potrivit. Și de multe ori atunci când divulgi dinainte anumite detalii de culise, acele lucruri poate nu mai ajung să se materializeze. Așa că e mai bine să păstrezi anumite lucruri doar pentru tine. Spune-mi dacă vrei să rămâi în Ploiești. Adică dacă vrei să rămâi aici, vorba aia să... Da, ai atins un subiect sensibil. Sunt o naționalistă convinsă. Așa. Am avut multe oferte, multe propuneri pe care le-am refuzat. Deocamdată nu mă văd încă mutată în altă parte. Însă dacă la un moment dat va apărea acea oportunitate atât de benefică pentru mine, pentru viitorul meu, pentru cariera mea, mă voi gândi serios în această direcție și probabil nu voi spune nu. Depinde de cât de mult mă va motiva. Deci eu când ai găsit acea motivație, da, pe placul tău ca să pleci din Ploiești sau din România? Din ambele. Au. Păi și cui rămâne România asta? Sunt sinceră. Observ. Și cui rămâne România asta? Nu. România este a noastră și va rămâne tot timpul a noastră. Bine, acum e un semnal foarte dur și pentru cei de acasă, și pentru tine, și pentru mine, că dacă te uiți în jurul tău, vezi foarte mulți tineri care pleacă. Probabil și-au găsit mai rapid motivația sau n-au avut o motivație, ci au avut o disperare de moment. Și pe care nu-i condamnăm de altfel. Nu e nimic de condamnat, dar e, practic trebuie să ne cam plângem unii pe ceilalți. Că uneori plecăm în străinătate să facem bani, dar de fapt pierdem timpul cu familia, că tot spuneam mai devreme de familie. Altor rămânem și ne dăm seama că degeaba am rămas, pentru că am lucrat degeaba pentru ce asta. De fapt, nu există un rezultat. Sunt prea multe bețe în roate. S-a pus până acum, nu știu, cineva în cale să spună, îmi pare rău, de mine nu trece. Ai avut, nu știu, o legitimație specială? Ai spus, sunt Agata Toma, lăsați-mă să trec? Nu, pur și simplu. Ai mers acolo și... Și... Știi, e ca și cum i-aș imagina că atunci când ieși pe ușa de la Observatorul Prahovean, lumea este extraordinară, nu se întâmplă nimic grav, este totul sub control, dar pe care îmi bate cineva și te trezește, de nu e chiar așa, s-ar putea să mai fie și lucruri mai puțin plăcute. Da, mai grav este că noi conștientizăm toate aceste lucruri care nu sunt ok și urmează întrebarea, și ce facem în sensul ăsta? Și ne tot învârtim așa într-un cerc. Și ne trece timpul. Așa e. Spune-mi dacă ai un mentor, o persoană care îți este ție dragă și care ți-a influențat viața? Un mentor. Da, mama mea. Uh-huh. Părinții mei, familia mea și prietenii mei, care, acei puțini prieteni, dar adevărați, care mă susțin în mod necondiționat. Așadar, puțini oameni și buni. Oameni de calitate, oameni care să-ți spună atunci când tu nu mai ții banda, nu mai ții drumul, nu știi să te oprești atunci când vezi că semaforul este roșu. Zi-mi o carte care îți place ție. O carte, neapărat ultima pe care ai citit-o, ci o carte care ție îți place atât de mult încât dorești să o și recomanzi acum pe finalul podcastului. Nu știu dacă neapărat să o recomand. Uite, mie mi-a plăcut foarte mult Mai trei. Așa. Acea poveste de dragoste intensă, pentru că eu sunt cu șabu sau cu... Pentru că eu sunt o romantică. Așa. Incurabilă. Foarte tare. Și îmi plac poveștile, cărțile, filmele de dragoste. De ce să o citească cei care ascultă de acest podcast? Citească? Pentru că vor avea anumite lucruri de învățat, să nu-și reprime anumite sentimente pe care le au, pentru că mai târziu s-ar putea să regrete acele lucruri. Și să o citească, pentru că acest răspuns îl vor găsi chiar ei la finalul lecturii. La finalul acestui podcast, te rog să transmiți un mesaj pentru cei care
au fost alături de noi sau care vor viziona aceste imagini cu sunet ceva mai târziu. Îi salutăm cu drag, acum că suntem în prag de sărbători, le urez multă sănătate, bucurii, împliniri, să petreacă timp prețios alături de cei dragi, de familie, să fie tot timpul optimiști, să nu-și piardă zâmbetul de pe buze și să nu uite să zâmbească, să zâmbim în fiecare zi, în ciuda lucrurilor mai rele sau mai bune din viața noastră. Agata, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Cu mare drag. Ați zis cât de simplu e, deci simplu și frumos, dar complex. Adică nu e atât de ușor să ajungem dintr-o direcție a noastră foarte pragmatică, într-o conexiune cu noi, într-o conexiune cu prietenii, cu familia, cu cei dragi și să spunem, da, domne, avem șanse, putem să facem ceva și în pandemie. John, să ne auzim data viitoare, tot luni, tot aici la podcast Generația lui John.